Suntem în campania de strângere de semnături pentru a depune listele de candidați la europarlamentare pentru Alianța 2020 USR Plus și profităm de ocazia aceasta nu doar pentru a strânge semnături, avem deja aproape 200.000 strânse și mai avem încă 2 săptămâni, dar e și o ocazie foarte bună de a discuta cu oamenii direct pe teren și nu doar în orașele mari, dar peste tot în țară. Cioloș a dat întâlnire cu membrii activi ai partidului pe platoul din Piața Dacia, unde a avut și o scurtă discuție cu primarul Constantin Toma, care s-a plâns de criza de bani cauzată de sarcina plății persoanelor cu handicap și a însoțitorilor acestora. Fostul premier a fost abordat și de câțiva cetățeni simpli. O soluție asta cu furtul parțial, noi am rezolvat-o în 2016, în decembrie. A fost prima dată când am folosit sistemul ăsta de supraveghere a votului în timp real. Se va păstra, că am auzit că au dispărut camerele, nu se mai fie camere, atunci e dezastru. Mai resta, se pot cumpăra, nu mai se vrea. Sunt mai mulți români care și-au luat domiciliu acolo. Și sunt înregistrați la primărie și dacă sunt înregistrați, atunci pot să voteze acolo. Aha. Pentru alegerile locale și pentru alegerile europene. Mm-hmm. Atât. Împreună cu USR și Plus oferim de data asta o alternativă politică care are obiectivul să construiască în primul rând și nu să ofere românilor perspectiva răului cel mai mic, așa cum am votat până acum. Oamenii pe care noi îi propunem sunt oameni competenți, sunt oameni care au reușit profesional în domeniile lor. O parte dintre ei au și experiență inclusiv la guvernare, în administrație, în sectorul privat și sunt oameni care n-au nevoie să intre în politică ca să se căpătuiască sau să-și facă un viitor în viață, ci vin ca să facă niște lucruri pentru ceilalți. Cât despre alianța de la Buzău, Cioloș a declarat că organizarea filialei este încă la început de drum. Noi, în primul rând, acum suntem în faza de structurare de organizare a partidului, a Plus. O să avem imediat după această ieșire pentru strângere de semnături, o întâlnire cu colegii din partid, pentru că începem organizarea în comunități locale, înainte de a constitui filialele. Obiectivul nostru este ca de la sfârșitul lunii mai, imediat după alegeri, să organizăm adunările generale județene ca să constituim filialele. Deși după întâlnirea din centrul orașului, echipa de campanie avea programat un traseu pe Bulevardul Bălcescu, organizatorii au renunțat la această idee. Fost prim-ministru în perioada noiembrie 2015-ianuarie 2017, Dacian Cioloș deschide lista pentru europarlamentare a alianței USR+.